Bună ziua, suntem la Meditații pentru Părinți, locul în care descoperim cum să fim cei mai buni părinți pentru copiii noștri. Eu sunt Alex și încerc să fiu cel mai bun tată pentru Marc și trebuie să vă previn astăzi, încă din startul emisiunii, că nu va fi o emisiune ușoară, deoarece am invitat alături de mine pe Cătălina Surcel, membru fondator Asociația Telefonul Copilului, să ne povestească câteva povești auzite de ea și de colegii ei, transmise de copii sau de alți adulți la acest telefon legate de abuzurile sexuale. Cătălina, îți mulțumesc că ai venit, îmi cer scuze că a trebuit să te invit pe un astfel de subiect, dar cred că e important ca oamenii să audă unele dintre cazurile care ajung la voi. Așa este important să cunoaștem mărturiile copiilor, să învățăm din ele și să facem tot posibilul să prevenim astfel de situații, să fim foarte atenți și în același timp vigilenți. Abuzul sexual este o problemă cu care, din păcate, se confruntă tot mai mulți copii în România. Abuzul sexual se întâmplă în egală măsură, în școală, se întâmplă acasă, se întâmplă în spațiul public. Sunt copii, dar sunt și alte persoane care ne-au contactat să ne povestească despre astfel de cazuri, să ne solicite fie consiliere juridică, fie intervenție. Dacă vorbim despre un caz de abuz sexual care s-a întâmplat în școală, vă pot povesti despre situația unei fete de clasa a noua care a fost agresată sexual în curtea școlii. Totul s-a întâmplat în timpul recreației de față cu toată clasa. Doi colegi au imobilizat-o, în timp ce alții i-au ridicat fusta și au atins-o în zonele intime, în fața tuturor colegilor. Le-a spus părinților și dirigintei ceea ce s-a întâmplat și apoi a fost chemată în biroul directorului, unde, ce crezi, a fost acuzată. I s-a spus că este vina ei, pentru că a purtat fustă și astfel și-a provocat colegii. Iar singura măsură luată a fost faptul că le-a fost căzută nota la purtare a celor colegi, iar pentru ea nu s-a făcut absolut nimic. Nu a fost integrată într-un program de consiliere psihologică și nimic altceva. Cu părinții ei a fost ulterior la medic, acolo a fost diagnosticată și urmează tratament și ședințe de consiliere. Pe noi ne-a sunat, de ce? Pentru că pur și simplu nu se simte împăcată cu ceea ce s-a întâmplat. Nu se consideră și nici nu este responsabilă pentru ceea ce s-a întâmplat în școală. Acesta ar fi unul dintre cazurile pe care noi le-am înregistrat. Bineînțeles, mai sunt și altele care au avut loc în familie. Vorbim despre un alt băiat, de exemplu, în vârstă de 14 ani. Nu a vrut să ne ofere foarte multe detalii despre el. Așa cum ți-am spus mai devreme, cei mai mulți copii care ne sună doresc consiliere psihologică și nu doresc neapărat interacțiunea față în față, din păcate, cu specialiști. Ne-a spus că este rușine de ceea ce urmează să povestească, dar o face confortabil, de ce? Pentru că știe că beneficiază de confidențialitate atunci când ne apelează pe noi și că poate să fie chiar anonim. Ne-a spus că tatălui este întotdeauna agresiv verbal și fizic cu el, dar că în ultima perioadă a început să-l agreseze și sexual. Spunea că este speriat de ceea ce îi se întâmplă, că tatălui dorea să-i atingă zone intime, spunându-i că doar el l-a făcut, așadar corpul lui îi aparține. Făcea mereu aluzii cu privire la organele sale sexuale și băiatului era teamă că situația s-ar putea agrava. Ne întreba chiar ce măsuri s-ar putea lua împotriva tatălui său, așadar mergea mai departe și către solicitare de consiliere juridică. În situația aceasta l-am întrebat totuși mama lui ce face, știe despre ceea ce s-a întâmplat. Ne-a spus că mama lui nu intervine niciodată, îi spune că astea sunt doar niște prostii și avea convingerea că de fapt mama lui nu îl crede. Mai mult decât atât, ne spunea că și ea este o victimă a violenței tatălui lui și băiatul i-a spus de nenumărate ori să divorțeze, dar ea nu dorea să facă acest lucru. Așadar, aceasta este o altă situație, adevărat, care se întâmplă într-un alt mediu, vorbim despre mediul familial. Din păcate, lista acestor cazuri poate să continue. Vorbim și despre relații sexuale întreținute cu minore chiar și în familie extinsă. Mi-aduc aminte de un alt caz, de exemplu, în care o adolescentă întreținea relații sexuale cu un verișor de-al său, care era major. Acesta i-a cerut să întrețină relații sexuale cu ea, amenințând-o în fel și chip, și ea a trebuit să accepte asta. Din păcate, în cazul acesta, fata a și rămas însărcinată, a făcut întrerupere de sarcină, așadar lucrurile au degenerat. Ea ne-a sunat însă la aproape 2 ani după ce s-au întâmplat toate astea. Nu știa dacă până la urmă este prea târziu să ceară ajutorul. Nu. Este bine de știut că niciodată nu este prea târziu. Oricând o astfel de victimă poate să solicite sprijinul și este indicat, pentru că rănile acestea nu se vindecă niciodată de la sine.
Cam acestea ar fi doar câteva dintre situațiile pe care noi le-am întâlnit. Repet, lista lor continuă. Sunt convinsă că, deși am menționat doar 3 cazuri dintre cele înregistrate de noi, cu siguranță ascultătorii au înțeles foarte multe lucruri. Cred că e important să spunem, sau mie mi se pare important să menționăm 3 lucruri. Dacă sunt victime sau oameni care au știut de astfel de situații și sper să ne audă. În primul rând că niciodată nu este vina lor, deși de multe ori poartă această vină. 2, că este foarte important să povestească cu cineva despre acest lucru, că cel mai rău lucru pe care îl pot face este să tacă din gură, să nu povestească nimănui. Și că, în ultimul rând, că indiferent de vârsta pe care o avem, suntem singurii și proprii stăpâni ai corpului nostru. Și dacă spunem nu, trebuie să fie nu, indiferent dacă altcineva din familie, inclusiv mami sau tati, sau bunicul sau bunica, ne spun că trebuie să facem cum vor ei. Nu, suntem, dacă noi spunem nu, nu trebuie să rămână. De acord cu mine? Da, categoric. Total de acord cu tine. Aș mai menționa un singur lucru și anume pentru acei copii care nu conștientizează acest tip de abuz. Da? Pentru copii de doar 6-7 ani, cum am avut și noi în cazurile noastre, dacă lor li se pare că ceva cât de mic este în neregulă, pur și simplu să nu tacă. Dacă nu trebuie să sune neapărat la noi, pot să sune evident și la noi, dar dacă se simt mai confortabil să stea de vorbă cu un membru al familiei în care ei au încredere, sau cu consilierul școlar, sau cu psihologul școlii, sau, în sfârșit, cu o altă persoană de încredere, important este să o facă. Da? Și, de asemenea, pentru acei copii și tot mai mulți care se simt confortabil mai mult să scrie decât să sune, aș dori să menționez încă o dată adresa de e-mail la care noi putem fi accesați în mod anonim, confidențial, vorbește cu noi @telefonulcopilului.ro și acolo putem să stăm de vorbă și să găsim împreună soluții. Cătălina, îți mulțumesc foarte frumos. Doamnelor și domnilor, apelați cu încredere dacă sunteți victima unui abuz de orice fel sau dacă știți despre un abuz, apelați cu încredere telefonul copilului 116-111 și dacă sunteți părinți, nu uitați să-ți spuneți copiilor voștri în fiecare zi cât de minunat sunt. Pa, pa!